Salut! Eu sunt Camelia, bine ați revenit la gateșteușor.ro. Astăzi vom face prăjiturele cu ciocolată și merișoare. Sunt super ușor de făcut, foarte gustoase și le puteți face alături de copii în așteptarea moșului. Pentru această rețetă vom folosi 150 g de făină, câteva bobițe de ciocolată, eu am aici de mai multe culori, 50 g de unt topit, 250 g de zahăr, merișoare uscate, o linguriță și jumătate de bicarbonat de sodiu, un ou și esență de vanilie. Folosind un mixer, vom amesteca zahărul și untul. Untul s-a amestecat cu zahărul și acum într-un alt castronel voi amesteca oul cu esența de vanilie și o voi adăuga peste compoziție. Acum voi amesteca făina cu bicarbonatul și voi adăuga treptat în compoziție, dar nu înainte să adaug un praf de sare. Aluatul pentru prăjiturile este gata și acum vom amesteca în el merișoarele și bobițele de ciocolată. Aluatul pentru prăjiturile este gata. Acum, folosind o linguriță, voi lua din aluat și voi forma biluțe pe care le voi așeza pe o tavă de aragaz acoperită cu hârtie de copt la o distanță corespunzătoare. Prima tură de prăjiturile este gata, o voi băga în cuptorul preîncălzit pentru 10 minute. Prăjiturile noastre sunt gata, sperăm că v-a plăcut rețeta și dacă da, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook și să dați subscribe canalul nostru de YouTube gateșteușor.ro. Vă urăm poftă bună! Pa, pa!
Salut! Eu sunt Camelia, bine ați revenit la gateșteușor.ro. Astăzi vom face împreună... Oprește-te din filmat! Prăjiturele, cum să zic, prăjiturele? Untul s-a amestecat cu zahărul și acum voi bate oul împreună în... Nu. Unde să faci poză întâi? Cum ar fi? Poză, știi? Poză.